Blocul cuprins de foc se afla în Mamaia, pe malul lacului Sudgöl și este construit recent. A fost învăluit în fum în câteva minute de la izbucnirea focului la etajul 2 și imediat echipele de urgență au direcționat două mașini de intervenție cu apă și spumă. Cea mai mare conținea 9 tone de apă. Pompierii au evacuat toți locatarii ca măsură de precauție. Uitați-vă bine să nu fie cineva în casă, doamne ferește. Da, în baie, sub pat. S-a mers din ușă în ușă, din casă în casă, pentru că, noaptea fiind, nu se știa dacă toată lumea a auzit ordinul de evacuare. A fost adusă și o autoscară pentru evacuare la mare înălțime, în caz că ar fi fost nevoie. Pompieri, deschideți! Din fericire, nu au existat victime printre locatari. Studenții care locuiau în apartamentul cuprins de foc au ieșit singuri din casă când și-au dat seama că nu pot stinge singuri incendiul. Se pare că un scurt circuit masiv la instalația electrică a provocat dezastrul, iar ancheta investigatorilor va trebui să indice exact cine se face vinovat de izbucnirea focului.